bine ați revenit la întâlnirea noastră săptămânală. În întrebarea de săptămâna trecută era vorba despre un laborator orbital contaminat cu o formă de viață extraterestră. Ești în camera de control și trebuie să treci pe rând prin toate laboratoarele, să le golești de aer și apoi trebuie să ieși prin ecluză ca să ajungi la naveta de salvare. Dar trebuie să respecti două reguli. Să revedem finalul întrebării. 1. După ce intri într-o încăpere, nu mai poți să ieși din ea decât dacă acționezi întâi maneta de vidare. Și 2. După ce ai acționat maneta de vidare, poți să ieși din încăpere, dar nu mai poți să revii în acea încăpere. Ușile ei rămân blocate după ce ai ieșit. În aceste condiții, cum procedezi ca să golești de aer toate încăperile și să ajungi la naveta de salvare prin ecluză? Întrebarea are numeroase variante, pe unele le puteți găsi pe internet, dar toate pleacă de la următoarea constatare. Dacă avem o suprafață împărțită în n pe n suprafețe mai mici, adică un număr total de n pătrat suprafețe mai mici, atunci nu putem pleca dintr-un colț și să ajungem în celălalt colț, deci pe diagonală, dacă trecem o singură dată prin fiecare suprafață și cu condiția să trecem prin toate, decât dacă numărul n este impar. Să vedem de ce. Voi discuta despre cazul geometric cel mai simplu, adică avem un pătrat împărțit în pătrate mai mici. Dacă suprafața are altă formă, de pildă e vorba despre un dreptunghi împărțit în dreptunghiuri mai mici, regula pe care v-am spus-o nu se schimbă. Numărul minim de pătrate în care poate fi împărțit un pătrat este 4, adică în acest caz n este 2. 2 ori 2 fac 4, deci avem un număr par. Și pentru că n este număr par, nu există un traseu care să treacă prin toate pătratele o singură dată și să unească un colț cu colțul opus. Singurele trasee care respectă regula de a trece prin fiecare pătrat o singură dată sunt cele pe care le vedeți. Și după cum vedeți, niciunul nu trece prin toate pătratele. Întotdeauna rămâne un pătrat prin care nu s-a trecut. Dacă avem, în schimb, 3 pe 3 pătrate, deci n este acum un număr impar și avem 9 pătrate în total, există trasee care trec o singură dată prin fiecare pătrat și unesc un colț cu colțul opus, așa cum vedeți în desen. Vedeți două astfel de trasee. Pentru cazul 4 pe 4, adică din nou n este un număr par, nu putem acoperi toate pătratele trecând o singură dată de la un colț la colțul opus și puteți vedea două trasee și de fiecare dată din nou rămâne câte un pătrat prin care nu s-a trecut. Să încercăm să înțelegem de ce. Există mai multe demonstrații matematice care explică de ce problema are soluție pentru cazul în care n este număr impar, dar n-are pentru cazul în care este număr par. Dar există o demonstrație care nu apelează la relații matematice complicate, ci la culori. Pe această demonstrație vreau să vă prezint. Ca să trecem prin fiecare pătrat, trebuie să facem n pătrat minus 1 treceri. Pentru că sunt n pătrat pătrate, dar într-unul ne găsim de la început. De pildă, dacă sunt 4 pătrate și să presupunem că notăm pătratele cu numere, trebuie să facem următoarele treceri. 1, 2, 2, 3, 3, 4 și am trecut prin toate. Dacă sunt 9 pătrate, adică am 3 pe 3, atunci trebuie să fac 8 treceri. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Doar 8 treceri, deși am 9 pătrate. Mai observați, vă rog, că dacă n este un număr par, atunci și n pătrat este un număr par, produsul la două numere pare este un număr par. În schimb, dacă n este un număr impar, atunci și produsul lor, n ori n, deci n pătrat, este un număr impar. Și atunci, n pătrat minus 1 este par dacă n este impar și n pătrat minus 1 este impar dacă n este un număr par.
Din ceea ce am spus până aici rezultă că dacă n este par, trebuie să fac un număr impar de treceri ca să ajung în colțul opus, trecând prin fiecare pătrat. Iar dacă n este impar, trebuie să fac un număr par de treceri ca să ajung în colțul opus, trecând prin fiecare pătrat. Și acum gândiți-vă că pătratele noastre sunt colorate alternativ în două culori, să zicem în alb și negru, ca în cazul tablei de șah. Și vă rog să observați din acest desen că, indiferent cât este n, colțurile opuse sunt colorate la fel. Deci, pătratele din colțuri opuse sunt colorate la fel. Dar fiecare trecere dintr-un pătrat într-altul presupune o schimbare de culoare. Fie alb-negru, fie negru-alb. Și asta înseamnă că dacă fac un număr par de treceri, voi ajunge pe aceeași culoare de pe care am pornit. De pildă alb-negru, negru-alb, alb-negru, negru-alb. Am făcut 4 treceri și am ajuns pe aceeași culoare de pe care am pornit. În schimb, dacă fac un număr impar de treceri, ajung pe culoarea opusă. Alb-negru, negru-alb, alb-negru. Dar am văzut că în cazul în care n este un număr par, trebuie să fac un număr impar de treceri ca să ajung în colțul opus. Și asta înseamnă că în final voi fi pe un pătrat care are altă culoare decât pătratul din care am pornit. Ceea ce înseamnă că nu pot să fiu în colțul opus, pentru că pătratul din colțul opus are aceeași culoare cu pătratul de pe care am pornit. Sau altfel spus, ca să ajungă în colțul opus, trebuie să fac un număr par de treceri, pentru că el are aceeași culoare cu pătratul de pe care plec. Dar în cazul în care n este un număr par, trebuie să fac un număr impar de treceri ca să trec prin toate pătratele. Deci n-am cum să ajung în colțul opus trecând prin toate pătratele odată. Și acum să ne întoarcem la întrebarea noastră. Priviți schița laboratorului. Acum știm că, pentru că avem o împărțire de 6 pe 6, adică n este un număr par, nu există un traseu care să treacă o singură dată prin fiecare laborator și să ne ducă la ecluză. Deci n-are rost să ne pierdem vremea căutând un astfel de traseu care trece prin fiecare laborator o singură dată. N-ați uitat de ce o singură dată? Pentru că odată golită de aer, camera, putem ieși din ea, dar nu mai putem intra. Și dacă știm că n-are rost să căutăm un astfel de traseu, trebuie să găsim o altă soluție care să respecte cele două reguli. Să le mai ascultăm o dată. 1. După ce intri într-o încăpere, nu mai poți să ieși din ea decât dacă acționezi întâi maneta de vidare. Și 2. După ce ai acționat maneta de vidare, poți să ieși din încăpere, dar nu mai poți să revii în acea încăpere. Ușile ei rămân blocate după ce ai ieșit. Ați observat ceva? Dacă intri într-o încăpere după ce s-a declanșat alarma, nu mai poți să ieși din ea decât dacă o golești de aer și nu te mai poți întoarce în încăperea respectivă. Dar există o încăpere în care nu intri după ce s-a declanșat alarma. Camera de control. Ești deja acolo când s-a declanșat alarma. Nu trebuie să intri în această încăpere. Și înseamnă că poți ieși din ea fără să o golești de aer și poți să revii în camera de control. Așa că după ce îți pui costumul de protecție, intri de pildă în laboratorul numărul 1, îl golești de aer, ieși din el în camera de control și apoi intri în laboratorul numărul 2, și de aici încolo ai trasee care te pot duce prin toate laboratoarele câte o singură dată și ajung la ecluză. Vedeți în desen un astfel de traseu. Există, bineînțeles, mai multe. Sau poți începe intrând în laboratorul numărul 2, revenind în camera de control și, pe urmă, continuând cu laboratorul numărul 1, vă las pe voi să găsiți trasee corecte în acest caz. Care este morala? Atenție la reguli. Avem un singur răspuns corect, probabil ați ghicit că este al domnului Dumitru Antonie, îl felicit ca de obicei, și să vedem acum întrebarea de azi.
pentru că explicațiile necesare pentru întrebarea precedentă au fost cam lungi, am ales pentru azi o întrebare care se poate formula foarte scurt. Poate că vă mai amintiți că acum aproape un an am pus o întrebare legată de o manevră feroviară, titlul era Două vagoane, și dacă n-ați văzut acest clip și doriți să-l vedeți, găsiți linkul în descriere. Azi vă propun o nouă întrebare legată de o manevră feroviară și tot despre două vagoane. Aici vedeți desenul care ne arată despre ce e vorba. La capătul unei linii se găsește o porțiune circulară de cale ferată. După cum vedeți, există și o pasarelă care trece peste linie, iar pe porțiunea circulară se găsesc, așa cum vedeți, două vagoane. Ca să le putem distinge, le-am colorat în albastru și roșu, avem deci vagonul albastru și vagonul roșu. Mai avem și o mică locomotivă de manevră, o vedeți pe linia principală, care încape pe sub pasarelă, poate să treacă pe sub pasarelă, dar vagoanele nu. Și în aceste condiții găsiți șirul de manevre necesare pentru ca locomotiva să schimbe locul vagoanelor între ele, iar la sfârșitul manevrelor, locomotiva să se găsească în același loc în care se găsește acum. Succes și aștept răspunsurile!